Domnilor militari, veterani, angajați civili Armatei Naționale. În fiecare an, la data de 3 septembrie, în Republica Moldova este celebrată Ziua Armatei Naționale. La 32 de ani de la înființarea Armatei Naționale, din numele întregului contingent de menținere a păcii KFOR-19 din Kosovo, vă adresăm sincere urări de sănătate, prosperitate, răbdare și credință, noi realizări, împlinit pe plan profesional și personal. Sunt convins că prin efortul fiecărui militar, Armata Națională va contribui și în viitor la întărirea statalității Republicii Moldova. Fericitări, Republica Moldova, și la mulți ani, Armata Națională!